Мы подали заявление, обращаемся к председателю комиссии. Хотели бы узнать решение по поводу Нестеровского и Тауба. По нам очень быстро приняли решение. Стимаща та ține Republicii Moldova. Ce spune aici partenerul meu politic, domnul Dachi? Am venit la Comisia Electorală de aici, de la Bol, să întrebăm și noi dacă s-a dat un răspuns în privința plângerilor pe care le-am făcut la adresa lui Nesterovski, de la Sociali, și la adresa lui Taubor, care trebuie să fie scoasă, pentru că partidul șor nu mai e normal, nu mai are identitate, că liderul acestui partid și cel care a fondat partidul și-a pierdut cetățenia Republicii Moldova. Și să vedem dacă aceeași unitate de măsură se aplică și lui Șor ca și în cazul lui Rizea. Da? Ia uitați, prieteni, ei mi-au dat mie răspunsul nou lui domnul Dachi, că eu n-am voie să fac agitație electorală, în schimb, după, au trecut zile întregi și nu vor să spună, să dea o soluție în privința plângerii noastre, plângerilor noastre, la adresa lui Nesterovski. Știți cine? Golanul ăla care a sărit la bătaie, așa, în weekendul trecut să-l apere pe Dodon, pe balabolul Dodon, și în privința lui Taubor. Ei nu se grăbesc, pentru că sunt vânduți. Ăștia sunt Comisia Electorală de la Bălți, niște oameni corupți până în mădul baoaselor. Ăștia-s nenorociți. Uitați-o pe femeia asta. Uitați ce vorbește. Da? Uitați. Ăsta e modul de adresare în fața cetățenilor. Umilirea lor. Protejarea corupților, procurarea, protejarea bandiților. Doamnă, vrem doar dreptul nostru. Să ne spuneți de ce nu dați. Lăsați, doamnă, până la președinte ne mănâncă sfinții. Ați dat răspunsul într-o zi la noi. La Golani ăștia doi, la Taubăr, la parașuta asta, Marina Taubăr și la Nesterovski, vagabondul ăla nenorocit al lui Dodon. Nu dați răspunsul? Ia uitați-i, prieteni. Ăștia sunt prieteni. Ia uitați, prieteni. Vedeți? Mai e o săptămână și nu vor să dea. Curs plângerii noastre. Să-mi spună un rezultat, așa cum imediat la noi s-au autosesizat că nu știu ce avem pe materiale electorale. Rizea și Dachi deranjează, prieteni. Pentru că da, sondajele arată clar că Vladimir Dachi iese primar. Vor să-l scoată din cursă. Golanii ăștia, uitați-vă la asta. Uitați-vă la muntele ăsta de grăsime, îl vedeți în față câtă nesimțire. Asta vrea să ne scoată din cursa electorală, să-l scoată pe domnul Dachi. Vedeți? Asta e, prieteni. Nesimțirea se vede prin modul de a fi. Da? Asta e. Ăștia sunt prieteni. Oamenii lusati. Lăsați, dați-o încolo. Ne-am săturat de golani ăștia și de nesimțiți ăștia. Ce ne-au spus domnul Dachi? Avem vreun răspuns? Aveți vreun răspuns? Chemați-i să-l ia pe Nesterovski. Că v-am spus că sunteți prea grasă. V-ați supărat? Duceți-vă la sala de sport. Aveți grijă ce mâncați. Ia uitați, prieteni, niciun răspuns, nu? Domnul Dachi, nimic. Ce au zis? Săptămâna viitoare, a spus. Săptămâna viitoare după alegeri, eventual o să dea curs plângerii. Mai e o săptămână, prieteni, până la data alegerilor. Asta e. Ăsta e statul mafiot, statul capturat de Dodon, Plahodniuc, Șor și toți golanii care au prăduit Republica Moldova. V-am zis eu, uitați-l aici pe Ștefan cel Mare, da? Asta trebuie, prieteni, sabia sus și luat capul la golanii ăștia.